Oraș de Nord continuă ancheta din Neamț după moartea elevei de doar 16 ani. Medicii legiști au stabilit că a făcut o intoxicație cu un drog de mare risc. Tatăl fetei dă vina pe un tânăr care ar fi vrut să întrețină relații intime cu acesta. Mergem în doar câteva momente la Talida Trofin, însă haideți să vedem imaginile. Așa cum vă spuneam, mergem chiar în aceste momente la colega mea, Talida Trofin. Vine cu mai multe informații pe marginea acestui subiect. Talida, te ascultăm, bun găsit! Bun găsit! Vorbim despre o adevărată tragedie în acest caz, pentru că este vorba despre o fetiță, am putea spune, de numai 16 ani. Ne aflăm chiar în camera ei. În spate avem biblioteca, pentru că era pasionată de citit, făcea parte din Uniunea Scriitorilor și îl am alături de mine pe tatăl fetei, care cumva este împietrit de durere, dar totodată vrea să-și strige durerea. Știm că ea locuia în București, însă s-a dus la Piatra Neamț pentru a participa la un concurs. Trebuia să ajungă la internatul unui liceu, însă acest băiat a venit și a luat-o de la gară. Ce s-a întâmplat de acolo, în acea casă? Păi, în primul rând, au plecat la domiciliul băiatului. Au fost în oraș, în primă fază, după, din ce am înțeles eu, au ajuns la ora 1, la locuința băiatului. Și acolo... Eu am văzut imaginile, adică o parte din imagine după camerele care le aveau dânsii în casă. Copilul a intrat în casa aceea în perfectă stare de sănătate. Nu prezenta nicio urmă de nimic sau să vadă că a venit constrânsă sau că a fost sedată sau ceva până la locuința tânărului. După aceea ce s-a întâmplat, nu pot să vă spun ce substanțe i s-au administrat. A intrat copilul în stop cardiorespirator și ulterior a intervenit decesul. Știm că, potrivit rezultatelor, a suferit o intoxicație cu un drog sintetic de mare risc. Și vedem acolo și faptul că ar fi suferit o hemoragie internă, adică a avut loc un act sexual acolo. Credeți că a fost violată, că i s-a administrat acest drog pentru a se putea întreține relații sexuale cu ea? Știm că fata era virgină, nu a avut niciodată un prieten. Da, este adevărat, eu așa cred că aceste substanțe i s-au administrat tocmai pentru a profita de ea. Și cred că au greșit doza, i-a dat o doză prea mare și nu s-a mai putut face nimic pentru copil. Ea v-a spus vreodată de acest băiat? Știați că discută cu el, înțeleg, de câțiva ani, că urma să se întâlnească cu el pentru prima dată? Eu personal nu știam. Soția mea știa că vorbește cu un băiat din Piatra Neamț, dar nu a fost nicio... Noi nu am avut discuția cu... sau copilul nu a avut discuția cu mama ei că o să se întâlnească cu acest băiat. Noi știam că o să meargă la cazare, o să stea cu prietena ei acolo și atâta tot. Nu ne-a spus nicio clipă că pleacă de la locul unde trebuia să ajungă. Înțeleg că părinții băiatului erau în casă în momentul în care ei au consumat acele droguri sau i s-au administrat acele droguri? Părinții așa au declarat în momentul când eu am ajuns la locuința acestora, deci în ziua în care fetița mea a decedat, eu am fost la domiciliu băiatului unde s-a petrecut tragedia și părinții mi-au confirmat că ei erau la adresă în noaptea aceea și că ei au, mama băiatului a chemat ambulanța. Au zis că copiii s-au retras în dormitor și la un moment dat băiatul când a venit a venit și a chemat-o pe mama lui pentru că fetița a făcut o hemoragie. Dar mi se pare cu sută cu ață albă această declarație pentru că nu are cum să producă o hemoragie vaginală moarte sau stop cardiorespirator. Deci asta a survenit în urma substanțelor care au fost administrate.
Băiatul, înțeleg că este reținut la această oră. După ce s-a întâmplat tragedia în camera respectivă, înțeleg că a fost lăsat liber. Ați văzut camera imediat după ce s-a întâmplat totul acolo? Cum arăta? Ce s-a întâmplat? Nu, eu în momentul când am ajuns la locuința lor, camera fusese sigilată și băiatul a fost adus de servit organelor competente pentru anchetă. Dar în primă fază, deci noi când am ajuns la Dumbrava Roșie, deci la secția de poliție, acest băiat nu fusese interogat decât la fața locului. Deci el nu a fost, deși avusese loc cu, să zicem, o tragedie la ei în casă, pentru domnii agenți care au intervenit în primă fază, a fost declarat suficient faptul că ia declarație băiatului la locul faptei. Deci nu a trebuit să-l ia la secție pentru mai multe investigații. Mi s-a părut că nu este o moarte suspectă a unei fetițe de 16 ani și cu hemoragie și dezbrăcată. Mi s-a părut că e ceva normal, domnului agent. Așa am avut eu impresia. Vreau să vă întreb, vă amintiți ce v-a spus ultima dată fata când a plecat de acasă? Că pleacă repede, că pierde trenul. Asta zis. Nu pot să mai stau, trebuie să plec, că pierd trenul. Atât. Asta a fost cuvintele. Nu știați să fi avut vreun anturaj care consuma droguri? Înțeleg că ea era pasionată de carte, avea alte preocupări, participa la competiții, din ceea ce am aflat în ultima perioadă. Vedem aici o bibliotecă plină cu cărți care înțeleg că erau ale ei, le citea pe toate. Cum a ajuns totuși în legătură cu acest băiat care avea aceste droguri, care probabil consuma adesea aceste droguri? Cum credeți că a ajuns la el? Păi nu știu ce să vă spun, băiatul este major, probabil a încântat-o că are mașină, ea nu a mai avut prieteni, a venit cu mașina, a ridicat-o să o plimbe și pe drum nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce a putut să facă. Probabil a fost încântată că o plimbă cu mașina, ea nu a mai avut prieteni până acum, mai mult de atât ce a fost să vă spun, nu știu. Spuneați că mama știa de aceste conversații ale fetei cu băiatul respectiv. I-a povestit vreodată despre el? I-a spus că are intenția să se întâlnească cu acest băiat? Nu. Nu a fost discuția de așa ceva. Știa că vorbește cu un băiat de la Piatra Neamț, dar atât. Nu, copilul nu ne-a spus că urmează să se întâlnească cu acest individ. Și eu cred că acest individ a premeditat toată treaba cu întâlnirea cu fiica mea și a pregătit substanțele ce urma să îi le administreze și a dus planul până la bun sfârșit. Noi vă mulțumim tare mult că ne-ați spus tot ce s-a întâmplat. Vă spunem condoleanțe și sperăm ca adevăratul vinovat să primească ceea ce